La Florența, gazdele au dominat copios, trecându-și în cont și o bară. La ora aceea, AC Fiorentina avea o echipă foarte puternică, la ei jucând Daniel Bertoni și Passarella, doi argentinieni care câștigaseră titlul mondial în 1978 și Antonioni, campion mondial în 1982 cu Naționala Italiei. Meciul a fost decis după o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault în careu. Antonioni a executat și a reușit să marcheze golul de 1-0. Mai era vorba de un singur gol pentru ca echipa italiană să se califice în turul următor, gol care însă, din fericire pentru noi, nu a venit. Trezită la realitate, Universitatea Craiova a început să se apere mult mai bine și a încercat să contraatace, lucru care i-a reușit. Italienii au fost ținuți departe de poarta lui Lung și craiovenii și-au creat câteva ocazii prin masivul Rodion Cămătaru, prin Balaci și prin Donose.